În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și Iisus a certat Duhul cel necurat și acesta a ieșit din copil, iar copilul lunatic s-a vindecat din ceasul acela. Preacucernici și părinți, drept măritori creștini în Biserica Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ne aflăm pe data de 1 septembrie, începutul anului bisericesc. Cunoaștem că există această diferență între anul civil și anul bisericesc. Anul civil începe la 1 ianuarie, iar anul bisericesc începe la 1 septembrie. Așa cum și evreii țineau această rânduială, 1 Tijri sau 1 septembrie, pentru evrei această zi era de o mare însemnătate, pentru că socoteau că în această zi s-a potolit potopul lui Noe, că Moise a primit tablele cu cele 10 porunci și în această zi s-a început confecționarea cortului mărturiei. Noi, creștinii ortodoxi, am preluat această rânduială calendaristică, precum s-a hotărât la Sinodul I Ecumenic de la Nicea, 325, când Sfinții Părinți au rânduit ca și noi să începem anul bisericesc la 1 septembrie. Pentru noi, prima zi din luna septembrie înseamnă ziua în care Dumnezeu a început crearea lumii, ziua când Mântuitorul Iisus Hristos a plecat la propovăduire. Dar despre semnificația și însemnătatea acestei zile, privind începutul anului bisericesc, se va vorbi pe larg imediat după Sfânta Liturghie, când vom sluji slujba de Tedeum. Astăzi, după cum ați ascultat în Sfânta Evanghelie de astăzi de la Matei, capitolul 17, Sfântul Evanghelist Matei, în această duminică a 10-a după Rusalii, ne pune în față o altă minune săvârșită de către Mântuitorul Iisus Hristos, tămăduirea unui copil bolnav, lunatic, care avea demon, care nu se putea controla, nu era responsabil de ceea ce făcea, de ceea ce zicea, nu putea să vorbească. Și vă dați seama, în această stare, când demonul chinuia, devenea foarte violent, că spun evangheliștii sinoptici, era aruncat în foc și în apă, astfel vrând demonul să-l piardă. Dar Mântuitorul Iisus Hristos, pe lângă faptul că a mustrat necredința poporului, că a mustrat puțină credința apostolilor, își vădește marea sa iubire milostivă asupra omului și în special asupra omului aflat în suferință, necaz și la disperare, așa cum era tatăl acestui copil și, bineînțeles, durerea pe care, cu adevărat, din partea demonului o suporta copilul. Această minune a avut loc imediat după un mare și impresionant eveniment, și anume schimbarea la față pe muntele Taborului, când Mântuitorul Hristos a luat pe 3 dintre apostoli, Petru, Iacob și Ioan, și ducându-i sus pe muntele Tabor, s-a schimbat la față și ne dăm seama de starea aceea de dulceață și de extaz pe care au trăit-o apostolii, încât doreau să nu se mai sfârșească, să permanentizeze acel moment. Dar Mântuitorul a coborât a doua zi cu ei din munte și observăm acest contrast izbitor între starea lor sufletească, a doar 3 dintre apostoli, care au trăit acele extaz duhovnicesc, văzând slava lui Dumnezeu față către față, gustând din slava lui Dumnezeu încă în trupuri și îndulcindu-se de această stare de lumină și de har, cum au coborât din acest munte, au avut această priveliște grea, să nu zic dezolantă, a unui copil demonizat care era chinuit de demon, iar tatăl său disperat se duce la Mântuitorul Iisus Hristos: Doamne, miluiește-mă, am un copil care rău pătimește, m-am dus și la ucenicii tăi și nimic n-au reușit. Și Mântuitorul le spune: o neam necredincios și îndărătnic, cât voi mai fi cu voi, cât vă mai suporta eu pe voi? Și a certat pe demon, demonul a ieșit din copil, copilul s-a făcut sănătos. Dar ucenicii erau intrigați de această neputință a lor de a scoate demonul din oameni, pentru că eu am avut astfel de experiențe foarte ziditoare și cu menirea de a întări pe ei, când Mântuitorul îi trimitea experimental, să spun, doi câte doi la propovăduire și când se întorceau spuneau ce minune au săvârșit, că și demonii li se plecau. Dar iată că de data aceasta nu s-a întâmplat precum așteptau ei. Și l-au întrebat pe Mântuitorul: învățătorul de noi, pentru care motiv n-am putut să scoatem demonul din copil? Și Mântuitorul le spune: pentru puțina voastră credință, că dați avea credință cât un grămunte de muștar, aș spune muntelui acestuia, mută-te și s-ar muta, și nimic nu va fi vouă cu neputință. Și Mântuitorul adaugă:
acest soi de demoni nu iese decât cu rugăciune și cu post. Și a mai adăugat Mântuitorul Iisus Hristos, referitor la momentul petrecut pe muntele Taborului: Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor păcătoși care îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. Ca și cum le-a spus Mântuitorul: vreți această stare de lumină, de extaz, de împărtășire de slava dumnezească? Haideți să plecăm după Tabor, mergem pe Golgota, ne jertfim și apoi să ne îndulcim de această lumină taborică. Într-adevăr că ne-am fi așteptat din partea apostolilor mai multă credință, mai multă participare la ceea ce se întâmpla. Dar ei nu au avut această stare de credință, să zicem, suficientă cât să scoată demonul din copil. Și Mântuitorul mustră foarte aspru pe popor când spune: o, necredincioșilor și îndărătnicilor, cât vom mai fi cu voi, cât vă voi mai suporta eu pe voi? Și apoi se adresează și într-un cadru restrâns, precum ați auzit, apostolilor: că dați avea credință cât un grăunte de muștar, spune și muntele acestuia să se mute și se va muta și nimic nu va fi vouă cu neputință. Și înțelegem că Mântuitorul Iisus Hristos, prin această atitudine, vrea să scoată în evidență câteva aspecte foarte importante. În primul rând, indispensabilitatea credinței în ce înseamnă actul tămăduirii și chiar actul mântuirii. Vrea să ne facă Mântuitorul să înțelegem că nu se poate întâmpla nicio lucrare pentru noi oamenii bune și tămăduitoare pe acest pământ, vorbim de tămăduiri sufletești și trupești, chiar de mântuire, fără aportul omului. Scoate în evidență Mântuitorul Iisus Hristos și aportul nostru și lucrarea noastră pentru a îndupleca voia lui Dumnezeu, pentru a revărsa asupra noastră tămăduiri sufletești și trupești și de mântuire, pentru că și mântuirea este un dar al lui Dumnezeu și toate minunile pe care le-a săvârșit Mântuitorul Iisus Hristos pe pământ au darul de a anticipa marea minune ce se va săvârși cu omenirea, adică izbăvirea și învierea omului din mormântul păcatului și al patimilor. Astfel, în protestantism se vorbește de această stare de lâncezeală duhovnicească, adică de nelucrare. Vorbesc protestanții de predestinație sau chiar de predestinație absolută, conform căreia omul căzut în păcat nu se mai poate ridica și omul orice ar face nu se mai poate ridica și astfel stă omul cu mâinile în sân, cu mâinile pe piept, să-i dea Dumnezeu mântuirea. În catolicism lucrurile sunt un pic mai nuanțate, dar nu au menirea de a îndrepta lucrurile. Vorbindu-se despre grația creată, despre harul lui Dumnezeu, acea energie creată și cu totul exterioară omului, care se referă doar la o reglare din punct de vedere juridic a stării morale a omului. Și aici vine ortodoxia și împacă lucrurile și îl pune pe om la muncă, îl pune pe om în lucrare, să pună în lucrare darurile pe care le-a dat Dumnezeu, căci mântuirea este un dar de la Dumnezeu, dar este și efortul nostru personal, deci ortodoxia ne angrenează, ne pune la lucru în acest efort pentru dobândirea mântuirii, căci vorbim de credință. Credința este una din cele trei virtuți teologice, alături de nădejde și de dragoste, despre care foarte frumos vorbește Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Evrei, la capitolul 11, sau cum el care le spune corintenilor că eu sunt tatăl vostru care v-am născut într-o Evanghelie a lui Hristos și îndeamnă pe oameni: fiți următori mie precum și eu sunt următorul lui Hristos, următori în a respecta cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul Evangheliei și în credința cea adevărată, precum veți vedea. Când îndeamnă Marele Apostol Pavel și lămurește ceea ce înseamnă credință, încredințarea celor nădăjduite și dovedirea lucrurilor celor nevăzute. Și nuanțând, Sfântul Apostol Pavel spune că prin credință mulți înaintași, mulți cei din vechime au devenit mărturisitori, căci prin credință s-au întemeiat veacurile și prin cuvântul lui Dumnezeu cele de la neființă, cele din nimic, au devenit cele ce se văd. Și Marele Apostol Pavel vorbește despre credința pe care a avut-o Abel când a adus jertfă lui Dumnezeu și jertfa a fost bineplăcută lui Dumnezeu. Vorbește despre jertfele patriarhilor Avram, Isaac și Iacob, despre nevoințele lui Enoch și de faptul că acesta n-a gustat moartea, căci a fost înălțat la ceruri, despre Moise care a primit tablele cu Dumnezeu și slove, despre Iosif și despre multe alte mari personalități ale Vechiului Testament care au marcat istoria mântuirii sau pregătirea poporului pentru dobândirea mântuirea lui Mesia prin credința cea adevărată. Iar Mântuitorul Iisus Hristos se referă la credință spunând foarte concret că de va crede cineva se va boteza și se va mântui, iar de nu va crede se va osândi. La
Evanghelistul Marcu citim aceste cuvinte, iar la Sfântul Apostol Evanghelist Ioan, la capitolul 4, când avem acel dialog dintre Mântuitorul Iisus Hristos și femeia samarineancă, la un moment dat îi spune acesteia: va veni vremea când adevărați închinători ai Tatălui se vor închina în Duh și în adevăr, căci Tatăl meu de astfel de închinători are nevoie. Duh este Dumnezeu și cine se închină Lui trebuie să-i se închine în Duh și în adevăr. Și aici Mântuitorul Iisus Hristos face o disociere concretă între credință și necredință, între credința cea adevărată și credințele deșarte sau poate superstițiile, sau dacă vreți, o diferință între ortodoxie și sectarism. Pentru că nu tot cel ce spune Doamne, Doamne va intra în Împărăția lui Dumnezeu, ci acela care va face voia Tatălui meu. Și aici ne dăm seama de importanța ortodoxiei, care ortodoxia înseamnă sfințenie. Și sfințenia nu se dă oricum și pe oriunde. Vorbind despre ortodoxie, precum v-am spus mai înainte, înseamnă lucrare. Nu vorbărie multă, mai puțină vorbă și mai multă lucrare duhovnicească nascund și nu la vedere. Experiență duhovnicească, lucrare duhovnicească înseamnă iubire, înseamnă trăire, înseamnă credința aceea care mută munții și care despătimește pe om, acea credință care transfigurează pe om, care restaurează pe om. Asta este ortodoxia, căci numai în ortodoxie vorbim despre minuni, despre lucrarea Harului Sfântului Duh, numai în ortodoxie vorbim despre ierarhie duhovnicească sacramentală sau sacerdotală, adică despre preoție. Numai în ortodoxie se vorbește de sfințenie cu adevărat, căci cei care sunt ortodoxi se simt implicați în această lucrare de sfințenie, de dobândirea mântuirii și de sfințirea vieții. Mântuitorul Iisus Hristos vorbește despre acest lucru și Sfântul Apostol Pavel, pentru că scoate în evidență unicitatea ortodoxiei, sublimitatea a ceea ce se numește ortodoxie, pentru că Sfântul Ioan Gură de Aur vorbește în secolul IV despre creștinii ortodoxi și despre această dreptate a credinței. Și cu toți știm că ortodoxia a trecut și a răzbătut prin cele trei mari veacuri, cumplite veacuri de persecuții sângeroase și a răzbit, a trecut, apoi încă mai bine de cinci veacuri de erezii, când ereziile aproape că erau să macine învățătura cea duhovnicească și adevărată și biserica, prin sfinții săi păriți, întruniți în cele șapte sinoade ecumenice, au formulat adevărul de credință, adică au concretizat, au sintetizat cât este de putere, cât este cu putință și în puterea omului să evidențieze realități dumnezești în cuvinte omenești. Și de aceea ortodoxia a triumfat și noi prăznuim în prima săptămână din post duminica ortodoxiei, care a triumfat asupra tuturor ereziilor și învățăturilor mincinoase venite din partea ereticilor sau a celor care au căutat să submineze credința cea adevărată. Cine este cel care a căutat să submineze învățătura cea adevărată? Demonii, diavolii, așa cum au căutat să suprime și să desfințeze creștinismul încă din primele veacuri, n-a reușit. Și în primele șapte perioada celor șapte sinoade ecumenice n-au reușit, pentru că sfinții părinți au ieșit în față și au vorbit, au formulat învățătura de credință. Momentul cumplit de la 1024, când s-a scindat biserica în două, biserica apuseană și biserica răsăriteană, pentru că biserica apuseană n-a mai suferit acest duh al ortodoxiei și angrenați în fel de fel de sisteme filozofice au simțit nevoia să se rupă și să prolifereze, mă rog, ideile lor filozofico-teologice. Iarăși momentul din secolul 16-17 al marilor reformatori care au venit să reformeze chipurile, învățătura sau Evanghelia lui Hristos și gândindu-i că vor mai salva ceea ce mai putea fi salvat, au stricat aproape tot ce înseamnă discernământ duhovnicesc sau credința adevărată întemeiată pe Scriptură și pe tradiție, au eliminat tradiția, au acceptat doar Scriptura detașată și disociată cu totul de tradiție, s-au ajuns la atâtea exagerări și atâtea, cum să zic eu, la o puzderie de denominațiuni creștine, de biserici, bisericuțe, fundații, care toate cu o mândrie demonică și arogă titulatura de biserică. Nu este adevărat, o singură biserică a întemeiat Hristos la cinzecime, pe care ortodoxia o păstrează cu sfințenie. Pentru că la cârma Bisericii Ortodoxe nu este vreun reformator sau mare guru sau nici se pare unea peste noapte că la lumina Harului Sfântului Duh și începe să vorbească, să propovăduiască fără binecuvântare. Nu, nici vorbă de aceștia. La cârma Bisericii este Hristos. De aceea suntem mândri că suntem ortodoxi. Și Marele Apostol Pavel evidențiază acest lucru când spune un domn, o credință, un botez. Iar Sfântul Apostol Pavel nu se oprește doar aici, nuanțează. Cei care luptă, numai cei care luptă după lege se încununează.
Cei care nu luptă după lege nu se încununează și vine Marele Sfânt Ciprian al Cartaginei și sintetizează câteva cuvinte, extra in ecclesia nulla salus, în afara bisericii nu există mântuire cu adevărat, în afara bisericii întemeiate de Mântuitorul Iisus Hristos pentru care și-a vărsat sângele său, nu există mântuire. Oricâte învățături, oricâte filozofii, oricâte concepte ne-am împrăștia cu mintea noastră, nu putem să eludăm marele adevăr că în Biserica lui Hristos, în Biserica Ortodoxă, unde lucrează Harul Sfântului Duh, unde avem preoție sacramentală, unde avem sfinte icoane, moaște, Sfânta Cruce la mare cinste, sfintele taine, spovedania și împărtășania, plus postul și rugăciunea, după cum spune Mântuitorul Iisus Hristos, că acest soi de demoni nu este decât cu rugăciune și cu post, nu putem înțelege lucrurile decât astfel, precum Sfântul Ciprian al Cartaginei a conchis. În afara bisericii nu există mântuire. Căci vorbim de mântuire, cea mai mare minune este, precum veți vedea, mântuirea noastră, care este anticipată de celelalte minuni pe care le-a săvârșit Mântuitorul Iisus Hristos. Pe celelalte le numim minuni, dar vorbim de mântuire, o socotim marea minune, adică izbăvirea omului din păcat și din moarte. Căci mulți, precum v-am spus de multe ori și mai ales la taina Sfântului Maslu, că mulți sunt bolnavi trupește, alții n-au nicio boală sau afecțiune trupească, dar când e vorba de boală trupească sau de boala păcatului, toți suntem bolnavi. Nu toți sunt atinși de această boală trupească, dar de boala sufletească toți suntem atinși. Cea mai cumplită demonizare nu este epilepsia sau starea aceea de demonizare sau de lipsa controlului, când diferite persoane, din ce motive Dumnezeu știe, ajung în această stare încât nu se mai controlează, vorbesc, urlă sau, mă rog, se manifestă într-un fel demonic. Nu aceea este cea mai cumplită demonizare, ci cea mai cumplită demonizare este demonizarea care o generează patimile din om. Când stai de vorbă cu un om care are patima beției, păi omul acela este întreg la suflet, la minte, nu, este stăpânit de demon, sau cu un om care se droghează, sau cu un om care pur și simplu firea lui înseamnă numai minciună și neadevăr. Poți să stai de vorbă, să ai cu omul acesta un acord, poți să pleci la drum cu un astfel de om? Nu, cu un demonizat nu poți să pleci la drum. Păi unde ajungi dacă te înfrățești cu demonizatul? În iad ajungi. De aceea ne învață Mântuitorul Iisus Hristos să ne înfrățim cu părinții duhovnicești, prieteniile noastre, cum spune și Sfântul Dumnezeu proroc David. Întovărășește-te, tinere, cu cel care ține poruncile lui Dumnezeu. Ne învață Marele Apostol Pavel din pericopa apostolică de astăzi: fiți următori mie, precum și eu îi sunt următorul lui Hristos. De aceea trebuie să ne triem prietenile, să avem lângă noi oameni cu adevărată viață morală, cu o trăire duhovnicească exemplară, ca să ne întărim în acest veac în care predomină manipularea, minciuna, ura, dezordinea la toate nivelurile. Avem nevoie de astfel de repere în viața noastră. Dacă le aducem și ne asociem acestor repere, putem să răzbim și să trecem din această viață întregi la minte, cu o minte luminată, să respingem toate încercările și neputincioasele îndrăzniri care vin de la diavol și care caută să ne perturbă viața, să ne strunească, să ne rupă din această fibră duhovnicească a ceea ce se numește ortodoxia, care, repet, nu este omenească, ci dumnezească, căci dacă nu era omenească, dacă nu era dumnezească și era omenească, poate că nu mai dăinuia până astăzi. Dar dăinuie până în prezent și va dăinui până la sfârșitul veacurilor, pentru că Dumnezeu ocrotește ortodoxia. Și dacă ne referim și la cuvintele Mântuitorului atunci când spune acest soi de demoni nu iese decât cu rugăciune și cu post, înțelegem că această nevoință trebuie să o avem în credința cea adevărată, căci în afara credinței cele adevărate nu există tămăduire, nu există vindecare și nu există mântuire. Iubiți credincioși, o mare minune a săvârșit Mântuitorul Iisus Hristos astăzi. Toate minunile săvârșite de Dumnezeu sunt definiții ale ortodoxiei și minunea săvârșită astăzi de către Mântuitorul Iisus Hristos este o amplă definiție a ortodoxiei. De aceea și noi trebuie să fim mândri că suntem ortodoxi, dar să punem ortodoxia în lucrare, pentru că ortodoxia nu este o credință de blazon, suntem ortodoxi și cu asta ne-am mântuit. Nu! Trebuie să punem în lucrare că avem această putere din partea lui Hristos de a călca peste șer și peste balaur și peste toată puterea potrivnicului, cu harul lui Dumnezeu care lucrează în Biserica lui Hristos, har generat de Hristos Mântuitorul, izvorul Sfințeniei, prin preoți și împărtășită poporului în toate locurile și în toate timpurile, celor care cred cu adevărat și nu au o credință așa firavă sau de blazon, ci o credință puternică cum o cere Hristos în Evanghelia de astăzi,
să putem trece peste toate, să dobândim mântuirea sufletului, de să punem această credință în lucrare ca să sperăm la minuni și tămăduiri pentru noi, pentru familiile noastre, pentru revirimentul neamului nostru românesc pe care îl așteptăm de atâta timp, dar stăm cu mâinile în sân, nu facem nimic și vor să se schimbe lucrurile. Dacă nu ne schimbăm pe noi înșine, în interiorul ființei noastre, nu se vor schimba lucrurile nici în țara noastră și nici în lume, dar tot dacă pretinde că suntem ortodoxi, să punem sufletele noastre în lucrare, că avem putere să schimbăm și lumea aceasta, în primul rând viețile noastre, lumea din jurul nostru și chiar întreaga lume, cu ajutorul bunului Dumnezeu. Astfel să rugăm pe bunul Dumnezeu să ne întărească, să cultivăm starea de comuniune cu Dumnezeu și cu Sfinții. Iarăși o altă definiție a Ortodoxiei, comuniune cu Dumnezeu și cu Sfinții. Prin participare la viața bisericii, prin participare la Sfânta și Dumnezeiasca liturghie, prin post și rugăciune prin care birim puterea vrăjmașului, prin spovedanie, prin împărtășanie și prin toate celelalte arme pe care le întâlnim nu oriunde altcumva, ci doar în Biserica lui Hristos cea dremăritoare. Să rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne dea mai multă credință, să ne întărească în credința cea adevărată și astfel să strigăm, Doamne, dă-ne mai multă credință, întărește-ne credința ortodoxă, strămoșească și sfântă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.